Ne-a ajutat prea bunul Dumnezeu, iată, să ne apropiem de sfârșitul celor 40 de zile de la slăvita înviere. Mai sunt câteva zile, joi, cu darul Dumnezeu, va fi înălțarea Domnului la cer și vom participa la această slujbă deosebită care ne va pune înaintea ochilor pe Domnul Hristos înălțându-se la ceruri. Și am avut în această perioadă ocazia ca și fiecare dintre noi să ne înălțăm duhovnicește și înălțarea noastră să fie o înălțare sufletească. Avem pe părinții oaspeți care au venit din Siria, doi sunt încă aici în țară, care mai sunt decă la studii, părintele Nectarie, cel care a zis sectenile în limba arabă, și fratele Ilie Amar, care îl cunoașteți prea bine, cei care participați, l-ați văzut la slujbele noastre, participând, ba încă și vorbind foarte bine limba română, și-l avem pe părintele Meletie. Am reținut un cuvânt. Părintele, în cuvântul său, dacă ați observat dumneavoastră, s-a văzut nimic altceva decât mărturia pe care trebuie să o dăm fiecare dintre noi, căci în cele din urmă Evanghelia și Apostolul de astăzi ne-a trimis la așa ceva. Să nu faci nimănui niciun rău. Și a adăugat părintele Meletie acest cuvânt. Acest cuvânt este strigătul Ortodoxiei către întreaga lume. Să nu faci niciun rău, nici măcar ție, să nu-ți faci niciun rău. Este strigătul pe care l-a avut Sfântul Apostol Pavel către temnicer. Și strigătul acesta este, deci, strigătul Ortodoxiei noastre către întreaga lume. Evanghelia ne-a trimis la mărturisire. Orbul care a primit vindecare, părintele a arătat frumos și ne dăm seama și noi, fiecare dintre noi, că acesta l-a mărturisit pe Hristos. Chiar dintr-un început, când apostolii au întrebat, Doamne, cine a păcătuit? De s-a născut acesta sau părinții lui? Și răspunsul lui Hristos a fost nici el, nici părinții lui, ci pentru ca prin el să se arate lucrările lui Dumnezeu, lucrul lui Dumnezeu. Am dedus de aici că fericiți sunt cei prin care Dumnezeu își arată lucrările Lui. Fericiți sunt cei prin care Dumnezeu, aș zice, se vădește mai mult, adică se vede din faptele Lui și de cuvintele Lui, credința Lui. Hristos strălucește în lăuntrul lor. Și pentru că părinții vin din Biserica Siriei, acum la sfârșit i-am spus părintelui Meletie, zic, n-ai vrut să amintești nimic din Biserica Ortodoxă a Siriei. Replica lui a fost aceasta, acum aici, în fața Sfintei Mese. N-am ce să spun decât durere și suferință. Aceasta este acolo. Dar vedeți că prin ei se mărturisește Dumnezeu. Fratele părintelui Patriarh Ioan al X-lea, după cum prea bine știți, nici până ziua de astăzi nu se știe nimic de el. Răpit. Dar l-a schimbat cu ceva pe Patriarh în atitudinea lui și în așezarea lui? Nu. Și a rămas mai departe un mărturisitor, ca și toți creștinii din ținutul Siriei. A făcut referire, părinte, la cuvântul Sfântului Pavel de la Corinteni. Și Sfântul Pavel are acest cuvânt, prigoniți fiind răbdăm, a zis Sfântul Pavel.
Undeva în sudul Siriei, când a vizitat Siria în 2006, se află locul unde Sfântul Pavel a fost dus în pustie de către Duhul. Chiar în sudul Damascului, mai la sud de Damasc, l-a cunoscut și pe episcopul de acolo, înalt preasfințitul Sava. A vizitat zona aceea și m-am dus cu mintea la Sfântul Pavel, căci păstrează foarte frumos locurile acelea frumoase, duhovnicești, adânc duhovnicești, cât mai sunt acum după ce a trecut și încă mai este prigoana aceasta împotriva, căci o prigoană asta este știută împotriva creștinilor la modul general și în mod deosebit împotriva Bisericii Ortodoxe în mod special. Este o prigoană, este o constrângere și aceasta o vedem, o simțim. Dacă e să vedeți statisticile, care sunt, vedeți că cei mai mulți mărturisitori sunt din țările acestea musulmane, unde creștinii au mult de pătimit. Etiopia este pe primul loc. Siria vine imediat, unde creștinii au avut de pătimit. În discuțiile purtate în aceste zile de când Părintele a sosit și vineri va pleca deja înapoi spre Damasc, îl întreb, pentru că a vizitat Alepul și era un oraș extraordinar de frumos, întreb ce mai este pe la Alep. Și îmi răspunde, din cele 35-36 de mii de familii de creștini, dacă mai sunt în jur de 5.000 de familii de creștini. Sfântul Pavel și numai Sfântul Pavel și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că răsplata celor care suferă pentru Dumnezeu nu este alta decât vederea duhovnicească a lui Dumnezeu. Adică îl vezi pe Dumnezeu, sau cum zicea Părintele Sofronie, Sfântul Părinte Sofronie Saharov, bazat pe un text de la Sfântul Apostol Petru, îl vedem pe Dumnezeu așa precum este. De aceea îndemnul nostru este în această duminică a orbului, când l-a văzut pe orb cum a dat mărturie și cum îi vedea și pe frații noștri cum se silesc să-și păstreze credința și demnitatea și așezarea lor lăuntrică de creștini, să împlinim cuvântul Domnului, că umblați cât aveți lumină, ca să nu vă apuce întunericul. Că și tot Domnul a zis, cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Și fără de Domnul nu putem să facem nimic. Un om fără Dumnezeu, sărmanul de el, acela este străin. Pacea mai întâi nu este lăuntrul lui. El nu are așezare. Nu își găsește locul. V-am admirat și vă admir când veniți către biserică, când veniți la Sfânta Liturghie, cât de frumos treceți întâi prin biserică, vă închinați la icoană, la Sfintele Icoane, la Maica Domnului, la Sfântul Ștefan, la Sfântul Iacob și apoi vă căutați în liniște locul și stați liniștiți toată Sfânta Liturghie, deși de multe ori vedeți oarecare agitație sau mai multă mișcare chiar în rândul nostru, al monahilor sau al slujitorilor. Dar vedeți dumneavoastră, acolo unde este Hristos, este așezare, este cumințenie. Iată ce spune un cuvânt
al părintelui, al unui părinte duhovnicesc, al părintelui Dumitru Stăniloae. Reluat de acum de către mitropolitul Antonie Plămădeală, care spune: de unde pleacă Hristos, de unde pleacă El, rămâne întuneric. Fără El, fără Hristos, sufletul omului este iad. Un popor fără El, fără Hristos, nu este altceva decât o haită de lupi. Cuvântul e dur, dar amintiți-vă regimul prin care am trecut, regimul comunist, comportamentul sovieticilor, cum a fost, cât de dur și pe deplin se arată lucrul acest. De ce? Că ei nu l-au avut pe Hristos. O școală fără Hristos este o fabrică de nebuni. Un loc de lucru fără El, fără Hristos, e un loc de cârteală și ură. Auziți? Unde se cârtește, acolo Hristos nu este. Dar spitalele, închisorile, ce sunt fără Hristos? Peșteri întunecate ale deznădejdii, vine răspunsul. Și așa este. Hai să mergem la părinții închisorilor, care au trăit. Ce a fost închisoarea pentru ei? A fost o peșteră de deznădejde? Nici pe departe. Dacă l-au avut pe Hristos, amintiți-vă de Sfântul Părinte Arsenie Papacioc sau de Părintele Sofian Boghiu, a căror canonizare o așteptăm, pentru că sunt niște sfinți mărturisitori ai ortodoxiei noastre în acele vremuri. Sau Ioan Ianolide, sau atâția și atâția, mergeți la Sighet și vedeți cum au trăit și cum l-au mărturisit pe Hristos. Deci au știut să facă din închisori aceștia nimic altceva decât locuri de vedere duhovnicească, de întâlnire cu Dumnezeu. Zice mai departe cuvântul: într-adevăr, oricine se gândește la zilele vieții sale, la zilele fără Hristos și la zilele cu Hristos, poate să pună singur mărturie pentru cuvântul Domnului: cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Deci dacă privim în lăuntrul nostru, sinceri, și căutăm să vedem cât a strălucit Hristos în inima mea, în decursul anilor pe care Dumnezeu mi-a dat, voi vedea momente cu Hristos și momente fără de Hristos. Și pe deplin convingerea care vine cuvântul Domnului: cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Orbul de la scăldătoare Siluamului a făcut ascultare. A accentuat Părintele în cuvântul său și a spus că ascultarea este cea care i-a adus tămăduire. Dar orbul a mai făcut un gest. A menționat și Părintele în cuvântul său: când a fost întrebat: crezi tu în Iisus Hristos? Și el a zis: cred, Doamne. Și a însoțit de acum mărturia cu buzele, cu gestul, și i s-a închinat lui. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează limpede spunând: dacă întreabă cineva cum vede, spălându-se de tine, nimic nu va auzi de la noi mai mult decât că nu știm cum. Evanghelistul nu știe și nu știe nici orbul. Lumina e adevăr. Întunericul e înșelare. Lumina e dragoste. Întunericul este ură. Lumina e putere. Întunericul e neputință. De aceea, iubiții mei, să ne silim
la Sfânta Ascultare ca să-L putem mărturisi pe Hristos în ispită. Și când vine ispita, să știm cum să procedăm. Când vine încercarea, să știm cum să răspundem. Și în felul acesta vom avea o credință cu adevărat lucrătoare. Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor mărturii, tăria, mărturisirii adevărului prin faptă și cuvânt. Mai sunt câteva zile prin care ne mai salutăm cu acest salut de Hristos a înviat și adevărat a înviat. Să arătăm într-adevăr că suntem purtători de lumină și nu altceva, căci acolo unde este Hristos, este lumină. Întuneric nu este, ură nu este, dușmănie nu este. Silindu-ne, vom dobândi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin. Hristos a înviat!